Dacă unele proiecte vor fi finalizate în prima parte a anului, există și lucrări care necesită un termen mai lung de execuție. Colectarea torenților de pe versanții din zonă și reabilitarea căminului cultural de la Săliște sunt două exemple în acest sens. Ca obiectiv principal, imediat după ce se evaluează pada, este rezolvarea problemei apei potabile, sursei de apă potabilă la Ciunget și continuarea lucrărilor la baza sportivă, care sunt în procent de vreo 90-95%. O să urmeze după aceea, imediat, ca o prioritate tot pentru Ciunget, un spațiu unde să desfășoare activitatea medicului de familie, întrucât spațiul care e acum e un spațiu impropriu, așezat la etajul 1 al complexului și sunt 24-25 de scări de urcat și bătrânul să urce acolo, ne-am gândit că putem amenaja un spațiu pentru o intrare separată în școală. Avem în școală spațiul care ar putea fi amenajat cu două camere, una pentru medic și una ca sală de așteptare. Și cu o intrare separată, de așa fel încât copiii să nu intre cu bătrânii sau cu bolnavii pe aceeași, aceeași ușă. Mai avem un plan de asemenea colecția asta de torenți, pentru că după 2 ani de zile, un an și ceva după ce am dat hotărâre de Consiliul Local să trecem în domeniul public, canalele s-au răstrăbat cele două străzi și băile care sunt în incinta intravilanului satului Mălaia, s-a constatat că nu au fost datele de identificare transmise de Ron Silva la publicarea monitorului oficial bune și s-am reluat problema asta de la zero, pentru că am mai avea ceva bani, o să mai facem noi de ceva bani și trebuie neapărat să ne apucăm să reparăm canalele astea, că e un întreg pericol de viitură. De asemenea, tot în această perioadă, cred că imediat după ce se evaluează pada și ele, o să caut să preiau proiectul de reabilitare al căminului cultural de la Mălaia. Pentru Săliște, la fel, trebuie neapărat să rezolv problema apei, deși sursa de apă făcută de din 70 de TCH e colmatată și inclusiv captarea. Aici e depus proiectul pe apă canal, proiectul inițial care a fost pe 3.2.2, după aia l-am separat, că la 3.2.2 l-am îndeplinit numărul de puncte.